la circa 3 chilometri del tempio Luxor. Ansamblu este compus din trei centre separate și fiecare are câte o incintă de cărămidă nearsă. Cel mai mare este la mijloc și se întinde pe circa 30 de hectare. Sanctuarul lui Amon și este și cel mai bine conservat. La stânga este sanctuarul lui Montu, zeul războiului, care este un cuadrilater de aproximativ 2,5 hectare, iar la dreapta este sanctuarul dedicat zeiței Mot, logodnica lui Amon, simbolizată de un vultur. Dimensiunile Marelui Templu sunt stupefiante. Acest templu de coloane este cel mai vast din lume. El poate cuprinde Notre-Dame. Cea mai impozantă este sala hipostilă, cu 102 metri lungime, 53 profunzime, 134 de coloane, 23 de metri înălțime. Coloanele sunt ca o pădure, cu un joc de lumini și de umbră ce creează o incredibilă emoție. În a 18-a dinastie, 18.000 de persoane au lucrat pentru templul lui Amon. Mulți faraoni s-au succedat la realizarea sălii hipostile. Amenofis III, Ramses I, Seti I, Ramses II.
iris flower and zamekin. The rest of the column end with closed papyrus flower, as you see. This author might run. We can see the jackal, like the head of the jackal. Yeah, author. That means author. Behind him, the lady, sitting lady, with the feather upon. Mai există o sală hipostilă, mărginită de 10 coloane și de 32 de pilei rectangulari, pe care sunt picturi copte. Destroyed. Before entering the tomb, they should be purified, make a purification with fresh water in the sacred lake. Before the sacred lake was connected with the channel under the ground with the mother. Acesta este un lac sacru de 120 de metri.